Luați un loc, vă rog, dați-mi voie. Dar vă rog, bineînțeles. Am intrat în sistem și merge Facebook-ul, pe vremea mea nu mergea. Nu, am intrat în sistem și mi-aleg eu mașinile de acum. Am intrat la băieți, am luat un loc la calculator, mi-am găsit cheia. Volkswagen, că na, cu asta am fost crescut, vorba aia, ce puteam să aleg, știi? Pot să le aleg pe toate, asta e avantajul faptului că am semnat curățiria ca autorul late, cum spun băieții, și suntem pe cai mari. Ne alegem dintr-un parc de 150 de mașini. Ce vrem noi să filmăm, să vă arătăm vouă, să fie util, să fie funny, să fie tare, să fie nu știu ce. Haide de la birou să trecem la munca de teren. Dar wow, ce surpriză! Volkswagen Golf 7 cu motorizare de 1.5. Puteam să pariez, zic, a, e 1.4 TSI, dă la mă, cum știu eu. Nu, e 1.5 TSI, 130 de cai putere, adică un motor de 1457 de centimetri, cum nu împărțiți la 3, că nu se împarte egal. Dar n-are importanță, asta am mâncat-o din burtă, supraalimentat, cu turbină, pentru că Volkswagen la un moment dat a zis, bă, nu mai rentează să facem motoare aspirate, trebuie să facem motoare turbo, cu capacități cilindrice cât mai mici și cu puteri cât mai mari, pentru că ne interesează să plătim un impozit mic, un RCA mic, taxe mici, prin țările civilizate, contează foarte mult capacitatea cilindrică și norma de poluare. Dar, să nu vă plictisesc atât de mult, vă spun avantajele mașinii ăsta. Este o mașină din 2019, are undeva la 13.000 de kilometri, deci mare atenție când vă uitați la clip. Vedeți, poate are vopsea sărită pe undeva? Poate are un cauciuc ciupit pe undeva? Mare atenție la detalii, da? Eu știu că voi sunteți cei mai critici atunci când vă uitați la clipurile noastre și vedeți orice defect pe care noi nu vrem să-l prezentăm. În sfârșit, avantajul cumpărării unei mașini de la Țiriac Autorulate este că aveți garanție de un an de zile sau 15.000 de kilometri, depinde care ajunge mai repede. Băieții nu se mută, au același sediu de atâta timp, au mai multe showroom-uri în țară și dacă probabil sunteți dintr-un oraș îndepărtat al Bucureștiului, mașina se poate livra acolo. Mașinile sunt verificate, sunt garantate, totul este în regulă, nu au defecte ascunse, deci nu se practică, nu știu, ascunderea unor defecte sau mai știu eu ce alte siguranțe în loc de airbag-uri, kilometri dați înapoi și așa mai departe, dar haideți să nu fim atât de pesimiști, să nu ne gândim la lucruri de genul ăsta, să ne gândim că trăim într-o lume perfectă în care oamenii vând mașini așa cum sunt. Ce pot să vă spun despre această mașină este că este copilul preferat al lui Volkswagen. Știu că nu există copil preferat atunci când sunt mai mulți frați la masă, dar Volkswagen declară că Golful îl produce de la modelul cu numărul 1, Golf 1, până la Golf 8, acum am apărut cu Golful 8, ca, nu știu, mașina de suflet a lui Volkswagen și ei ne promit că în Golf găsim tot ce avem nevoie într-o mașină de la Volkswagen, într-o mașină din clasa medie, atenție, nu din clasa premium. Haideți să vorbim un pic ce înseamnă Blue Motion, înseamnă că este o mașină orientată către un consum mic prin tot felul de artificii aerodinamice și sisteme care scad consumul. Avem muște în studio, nu știu de unde, nu mi-explic. Partea frontală este dotată cu lumini de zi, lumini LED, proiectoare, cu cornering, multe chestii. Ai putea să spui că mașina asta face parte din clasa premium, dar nu face. Eu vă tot explic lucrurile astea pentru că trebuie să înțelegeți că mașinile din clasele premium, BMW, Mercedes, Audi și așa mai departe, nu se pot compara cu mașinile din clasa medie, Volkswagen, Peugeot, Ford și așa mai departe. Îmi place, am un tic verbal cu așa mai departe, nu? Am. Haideți să prezentăm motorul, care nu mai e de 3 litri biturbo, este de 1.5 și un singur turbo. Hai să vedem. Mare atenție cât de ușor se deschide capota și cât de intuitiv este pus acest sistem de siguranță al capotei. Iarăși, amortizor, cum la multe mașini nu vedem. În sfârșit, oamenii au investit. Acesta este motopropulsorul și acolo este turbina. În cazul în care aveți vreodată la drum lung un sandwich în staniol și vreți să-l încălziți, puteți să-l puneți acolo, e țiplă. Dar să nu puneți mâna, mare atenție. De data asta avem baterie aici, în caz că rămânem fără curent, putem să alimentăm direct. Vasul de lichid de răcire al motorului, pe numele său antigelu din popor. Aici puteți să umpleți instalația de spălare, faruri și parbriz. Îmi trag nasul, bineînțeles. Cam așa arată motorul.
arată decent ca într-o mașină normală. V-am zis, eu vin după o traumă cu niște mașini electrice și mă bucur când văd lucrurile așa cum le știm noi la mașini. Să ne uităm puțin și la lateralul acestui Golf 7, care, din punctul meu de vedere, nu se diferențiază foarte tare de Golful 6. Avem o culoare negru metalizat Pearl Effect, jantele pe 17, sper că nu am greșit. Sunt pe 16. Hey! 205, 55, 16, echipate cu anvelope Michelin, aproape noi, de 12.000 de kilometri, pentru că v-am spus, mașina așa se prezintă. Mare atenție, Volkswagen a mutat poziția oglinzilor de pe stâlpul ușii sau de pe montantul ușii pe fața de ușă, jos coborât. Aici ne-a mai apărut un geam în lateral și ei spun că vizibilitatea este mai bună așa. Acesta este lateralul, știți toți, îl vedeți pe stradă, nu e nimic extraordinar, dar mașina arată aproape perfect, că vorbim de o mașină second hand cu 13.000 de kilometri din 2019. Bun, hai să ne mutăm la interior, unde Golful stă bine de tot. Iată-ne în interior, nu v-am prezentat cheia, briceag, știți ce zic, de la începuturi. În sfârșit, cheia cu butoanele de încuiat, descuiat și deschidere portbagaj, dacă țineți apăsat pe deschis mașina, există posibilitatea să coboare și toate geamurile. Dacă mașina e neagră și e lăsată în căldură, până te apropii tu de mașină, pac, o mai risești un pic înăuntru. Bun, ce vreau să vă spun despre interior? Avem fața de ușă cu control geamurilor electrice față-spate. Pe vremurile în care eu vindeam Volkswagen, vindeam Golf 5, care venea cu geamuri electrice spate, spre o deosebire de concurență care exista doar în față. Așa că eu aveam o vorbă și spuneam, oamenii care nu-și cumpără Volkswagen și își cumpără alte mărci, nu au bani de Volkswagen. Era simplu, nu ai cum să combați mașina asta, pentru că eu sunt gică contra și de obicei nu cred ce mi se spune, nu iau de bun până nu mă conving eu. Iar la cursurile de produs, când mă duceau băieții ăștia de la Porsche România, nu am voie să zic asta că, da, în sfârșit, acolo am lucrat, eram tot timpul gică contra și spuneam, iar mă, iese, iar noastră iese cel mai bine. Nu iese cel mai bine, 100%, bă, chiar ieșea cel mai bine și oamenii am demonstrau. De ce? Pentru că mașina asta vine în standard cu, atenție, airbag volan, airbag pasager, airbag pentru cap, față, spate, deci putem să o punem că sunt 4 airbag-uri, că e o cortină aici, din față până în spate, și mare atenție, și airbag genunchi. Ceea ce pe vremea lui, nu toată lumea le punea în standard, volan reglabil pe înălțime și pe adâncime, manual într-adevăr. Mașina fiind automată vine și cu opțiunea de clapete la volan, deci putem schimba treptele de viteze în mers, manual, să facem frână de motor și așa mai departe, lucruri normale. Senzorul de lumini și senzorul de ștergătoare, deci avem funcția de auto pentru lumini. Avem oglinda asta heliomat automat, foarte sexy, din punctul meu de vedere, Volkswagen și Audi au niște oglinzi retrovizoare senzaționale, dar iarăși este părerea mea și mă încântă toate lucrurile astea mărunte. Avem scaunul șofer reglabil pe înălțime, la fel și scaunul pasagerului, manual, față-spate, spătar tot manual. Cotiera reglabilă pe lungime și înălțime în 4 poziții cu spațiu de depozitare aici. Spațiu de suport pahare 2 în consola centrală. Un spațiu mic pentru a depozita ceva micuț, totul e micuț. O brichețică, de fapt e doar un capac, nu are pachetul de fumători. Frâna de mână electrică și funcția de auto hold, inclusiv scumiera, dar iarăși mașina nu vine dotată cu pachet de fumători. Multe spații de depozitare, avem și sus un spațiu de depozitare care poate fi folosit pentru ochelari sau orice alte lucruri. Luminile ambientale în interior, care pot fi aprinse și spate și la deschiderea ușii, opțional cum vă doriți. Comenzile de pe volan. Aici pe mine Volkswagen m-a depășit un pic pentru că au foarte multe butoane și este foarte greu să le accesez în mers, dar asta vom merge și vom vedea, vom filma în timpul mersului cu GoPro-ul din poziția de POV, să vedeți și voi cum funcționează butoanele și cum putem să ne alegem diferitele funcții de pilot automat, păstrarea distanței față de mașina din față și așa mai departe. Aici avem funcția infotainmentului, nu prindem niciun post de radio aici în studio. Avem și Apple Connect pentru cei care sunt pasionați de telefonie și conectări și navigații, Bluetooth-uri, melodii, la fel mă depășește chestia asta, nu m-a pasionat niciodată. Meniu touchscreen cu un display de o grafică rar întâlnită la mașinile premium.
camera spate, touch screen-ul, cum funcționează, cum ia comenzile, pentru mine Volkswagen-ul este perfect pentru mine. Clima pe două zone, cu încălzire în scaune, cu funcție de schimbat temperaturile stânga-dreapta, cu funcție de aer condiționat maxim sau normal. Scaunele sunt foarte mișto, tetierele reglabile, eu stau bine, pot să-mi reglez volanul, chiar dacă e o mașină din clasa medie cu tapiserie textilă, nu mă irit la cot când stau pe cotieră. Hai să vedem cum stăm în spate, în condiția în care iarăși am scaunul reglat destul de pe barosăneală, dar ne mutăm și în spate și vedem acolo. Și pentru că Volkswagen este mașina mea de suflet și eu consider că e cea mai bună pentru mine, potrivită raport preț-calitate, în episodul ăsta o să am 1.90 ca înălțime, dacă tot nu comentează nimeni, la 1.80, 1.85, 1.87, am 1.90, nu glumesc. 1.86, 1.87, așa la ultima măsurătoare, stau cu spatele lipit de banchetă și îmi este foarte ok, nu mi-ajung genunchii până în scaun, mai am 3 degete, sus la cap undeva la 3 degete, tetiera reglabilă pe spate. Da, dacă aș sta aici și ar conduce ăsta așa, aș zice, dă-te-mă mai în față un pic, nu fi pufi că te umfli. Spațiu de suport pahare, atenție, reglabil. Adică dacă ai un pahar mai mic, scoți ăsta de aici, îl muți. Dacă ai o halbă, urmă, ai halbă, frate, eu cu halba în spate aici. Poți să scoți lucrurile astea și să îți pui halba de bere sau ce dorești tu. Reglajul pentru cele două guri de aerisire în spate, ele pot fi pornite sau oprite. Vedeți că nu avem aici tot felul de fițe, de clime și așa mai departe. Buzunarele pe spătarele scaunelor față. Acces în portbagaj, v-am spus, pentru schiuri sau prietena mâncăcioasă pe parcursul călătoriei. Eu zic că 4 persoane stau în mașina asta bine, bine. Mare atenție, centuri reglabile pe înălțime și testul de mașină bună, da? Știți testul de mașină bună, da? Dacă se trântește ăsta, e jale, nu e bună. Nu s-a trântit. Aveam mare încredere în Volkswagen că nu se va trânti și am mare încredere în modelul Volkswagen Golf că vă satisface toate nevoile unei familii cu un singur copil. Doi deja e jale, dar cu un singur copil eu sunt ferm convins că cu Golf-ul vă puteți descurca foarte bine și dacă nu mă credeți chiar o să-mi iau un Golf 7 să vă arăt că se poate. Uite, dacă nu mă credeți doar, altfel nu. Să vorbim despre spate acum. Care este un spate cu minte, cu o bară spate, să zicem așa, care imită niște difuzoare de aer, ochi de pisică, stopurile pe LED, cu minte, de Golf, cum îl știm, corect, la locul lui, în banca lui, niciodată nu vorbește neîntrebat. Portbagajul se deschide într-un stil, să zicem, original, n-aș vrea să fiu și să zic că este unic. Și mare atenție, n-am adus geanta, dar pot să o aduc repede. Portbagajul ăsta are 380 de litri, frate. E aproape cel mai mare din clasa lui. Hai să aduc geanta. Într-adevăr, nu e jumătate de tonă, dar e pe aproape. 380 de litri. În cap bagaje aici suficiente și dacă nu ne satisface, putem să scoatem ăsta de aici, să-l lăsăm acasă. Și să avem un portbagaj mult mai încăpător, că roată de rezervă nu există, pentru că vine cu kitul de pană, care este o soluție pe care o putem introduce în anvelopă dacă spărtura nu e prea mare. Dacă e prea mare, chemăm platforma. Bun, asta este despre partea spate. Hai să și conducem bolidul ăsta de 1.5 130 de cai, să vedem cum merge cu cutia DSG. Iată-ne la bordul Volkswagenului Golf 7. 1.5 TSI, 130 de cai putere, Blue Motion. Adică Blue Motion, adică apare aici o chestie cu eco și mașina asta, v-am spus eu, este gândită în așa fel încât ea, prin felul ei de a fi pe stradă, să consume cât mai puțin. Adică din punct de vedere aerodinamic și o să vedeți că așa am văzut și eu, că nu știam. Na. Am pierdut șirul inovațiilor de la producătorii mașinii ăsteia
și majoritatea producătorilor de mașini noi, pentru că nu le-am mai urmărit, că nu m-au pasionat atât de tare. Dar cert este că la un moment dat, cât am mai mers eu cu mașina pe aici, ne-am mai plimbat, îmi arăta că mașina merge în două pistoane, din patru. Ceea ce e un lucru super tare din punctul meu de vedere, pentru că dacă tu mergi cu mașina cu o viteză constantă și nu ai nevoie de toți cei 130 de cai și vrei să folosești doar 50 din ei sau 30 din ei, mașina poate să facă chestia asta și să reducă consumul de combustibil. Lucru care, pentru oamenii care nu pun accentul pe sportivitate și pentru oamenii care vor să folosească o mașină doar pentru a se deplasa din punctul A în punctul B, mi se pare și normal că este cât mai convenabil să mergi cât mai ieftin posibil, pentru că, na, normal, de ce să dai bani când poți să nu dai? E atât de simplu. La volanul Golfului mă simt bine. Mă simt extraordinar. Vă spuneam că oglinzile au fost mutate pe fețele de uși de la Golful 6, dacă nu mă înșel. Vizibilitatea este bună și pe parbriz și pe oglinzile laterale. Într-adevăr, gemulețul ăsta de aici nu mă ajută la nimic pe partea șoferului. În partea dreaptă, da, pot să zic că văd ceva pe el. Nu știu cât mă ajută, probabil că au subțiat stâlpul și în anumite unghiuri, când faci stânga sau dreapta, pietonii sunt mai vizibili sau obstacolele. În sfârșit, cu siguranță au calculat ei și au ajuns la un consens pentru chestia asta. Vă spuneam de butoanele volanului, dar despre asta aș vrea să vorbesc în timp ce mă opresc, pentru că pentru mine, din punctul meu de vedere, sunt destul de complicate butoanele astea, până le înveți, până le selectezi, apeși pe ele și așa mai departe. Nu vreau să intru în detalii, aș vrea să mă opresc și să facem asta pe loc. Bun, vă spuneam, funcțiile pentru geamuri le avem aici în stânga. Poziția la volan este foarte ok și foarte corectă. Tapiseria este textilă, ceea ce îți conferă un confort atât iarna cât și vara, pentru că vara nu te încingi la spate, nu transpiri, iarna nu e scaunul rece, chiar dacă mașina asta este dotată cu încălzire în scaune pe 3 trepte. Cum vă spuneam, și ea are clima, noi mai zicem bizonică, că na, deja gluma asta a expirat, clima pe două zone. V-aș sfătui să nu încercați să selectați o diferență mai mare de 3 grade între cele două zone, stânga și dreapta, pentru că mașinile în general nu le pot satisface. Avem aici display-ul infotainment-ului, unde avem tot felul de informații despre mașină, despre consumuri, despre meniul cu Apple Connect și climatizare, sunet, autovehicul, tot ce ai nevoie ți le arată aici pe display. Poți să-ți alegi tu zonele unde să-ți direcționeze aerul, căldură, air care avem pe Golful 7, activ, bineînțeles, are grijă de aerul pe care noi îl respirăm. Funcțiile de radio și de CD, nu are rost să discutăm despre ele pentru că toată lumea le știe. Reglajul tonalităților, partea de media, v-am spus, Apple Connect-ul, butonul pentru neoprirea motorului la semafor sau în pauzele lungi și dese, care sunt cheile marilor succese. Îl mulțumim domnilor că ne lasă și pe noi să depășim aici acest excavator. Mașina merge bine, nu este deloc zgomotoasă în interior. Într-adevăr, este o mașină nouă, este o mașină care are foarte puțin kilometri din punctul meu de vedere. De aici puteți regla distanța pilotului automat, care poate păstra o anumită distanță față de mașina din față. Puteți să reglați voi cât de aproape sau cât de departe să înceapă ea să frâneze și să păstreze distanța. Puteți să vă reglați în acest pilot automat și viteza de deplasare și mașina, până nu se înlătură obstacolul din fața ei, o mașină care merge pe banda 2 sau banda 1 cu viteză mai mică, ea nu poate să ajungă la viteza dorită. În momentul în care mașina se dă la o parte, ea accelerează singură până la viteza setată pe pilotul automat. După cum puteți uita, cum zicea și băiatul cu extorsiunea, aveți aici un volan teșit, ceea ce denotă sportivitate pentru bătrânul Golf, ca să-i spunem așa, pentru că n-a ajuns la seria 8-a și deja se produce de atât de mulți ani și nu dezamăgește, v-am spus. Eu cochetez cu ideea de a-mi lua un Golf 7. Probabil că nu v-am spus până în acest moment prețul acestei mașini. Prețul acestei mașini, la doar 13.000 de kilometri,
pe care îi deține la bord dânsa și anul de fabricație 2019 este de 19.000, doar 19.500 de euro cu TVA inclus. Deci dacă o luați pe firmă, vorba aia, dați jos TVA-ul. Dați jos TVA-ul și mașina e mai ieftină. Dacă o luați pe persoană, nu e treabă cu TVA-ul, nu vă interesează pe voi. Dar mare atenție, dacă ajungeți aici la Țiriac Autorulate, le spuneți că ați văzut la noi pe canal la Stax, că sunteți prieteni cu Daniel și poate vă ajută băieții cu un discount mic. Acum să nu vă gândiți că suntem atât de influenți și discounturile sunt atât de mari, dar contează dacă le spuneți că ați văzut la noi pe canal review-ul Golfului 7. Poate chiar dacă nu vreți să-l luați pe ăsta, v-am mai explicat și la început, avantajul este că aveți garanție de un an de zile sau 15.000 de kilometri. Băieți ăștia nu se mută de aici, încearcă să mulțumească toți clienții pe care îi iau și aceștia să se reîntoarcă cu aceeași mașină cumpărată de la ei, să o dea la trade-in și să cumpere alta, că puteți să faceți și chestia asta la Țiriac Autorulate. Bun, cutia de viteze are și funcție de plus-minus, deci puteți să schimbați voi din schimbător treptele de viteze, asta pentru că na, sunt situații când ai nevoie de frâna de motor, sau puteți să schimbați voi în sus atunci când vreți să vă simțiți sportivi și să schimbați treptele foarte repede prin această cutie DSG cu dual clutch care își pregătește treapta superioară înainte să o schimbi. Mult mai performantă decât poate să facă chiar cel mai rapid om care schimbă vitezele manual. Eu fiind acesta, fără lipsă de modestie, nici măcar eu nu pot să bat DSG-ul. Atât de repede schimbă cutia asta pentru că fură la cașcaval. Fură, domne, din cașcaval. Ea preselectează treapta înainte, deci ea e pregătită de a patra acum și eu am schimbat-o și ea normal, e jumate în a patra, deci e simplu să fie rapidă. Bravo lor, celor de la Volkswagen, că au venit cu această cutie. Dacă ați avut probleme cu cutia de viteze DSG, scrieți aici în comentarii, să știe toată lumea ce probleme, la ce kilometri, cum v-ați descurcat cu ele, unde le-ați reparat și cât de mulțumiți sunteți de golful vostru. Asta este o discuție mai lungă din punctul meu de vedere, pentru că eu, așa cum v-am mai spus, cred că Volkswagen Golf este o mașină care se potrivește multor oameni și nu te face de râs în nicio situație, nici de vară, nici de iarnă, nici de bagaje, nici de copii, nici de tinerețe în care ești singur și vrei să demonstrezi fetelor că ești o fire frumoasă. E o mașină complexă și o mașină care nu cred că a dezamăgit vreodată prin nicio serie în care a fost ea vândută. Aștept comentariile voastre aici pe canalul de YouTube să ne spuneți ce experiențe ați avut cu Golful dumneavoastră 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sau 8, GTI sau GTD, normal, benzină sau diesel, Highline sau Comfortline, Trendline sau Golf Young. Bun, ce putem să vedem de aici din volan? Putem să ne reglăm asistenții, putem să umblăm la funcțiile telefonului, la muzică, la starea autovehiculului, nu avem nicio problemă, viteza medie, cât am consumat, ne arată datele de deplasare, distanța de parcurs, cât am consumat, câtă benzină mai avem în rezervor, consumul mediu pe care îl dezvoltăm în distanța parcursă, putem să punem un senzor de anvelope de iarnă sau pentru copii, dacă nu vreți să rămână fără permis, puteți să le puneți aici o avertizare la 100 de km la oră, vă ajută în oraș, eu așa am rămas cu permisul în buzunar foarte mulți ani, m-am setat să nu mai trec de 100 de km la oră în oraș, na, fiecare cum dorește și puteți să-i puneți alarma aia acolo. Bun, acum intrăm în alt meniu, audio, telefon, stare, date de deplasare, asistenții, aici v-am spus, avem asistenții, limitarea de viteză, front assist, ACC-ul și înapoi. Înapoi nu e asistent, ne întoarcem în meniu prestabilit, de aici putem să ne alegem viteza, pentru că vedeți, putem să setăm, să oprim, să pornim, să reglăm funcțiile radioului, dacă vrem să dăm mai tare, mai încet, să schimbăm posturile, padelele, faza lungă, semnalizarea, ștergătoarele cu senzor de ștergătoare, oglinda de care vă povesteam, care este superbă, așa arăt eu cu asta pe cap, îmi stă bine, ca și cum aș avea o creastă inversă, dar nu despre asta e vorba, este vorba despre o oglindă care este foarte sexy din punctul meu de vedere. Hopa!
Bun. Asta ca... Iar mă am un bagaj în dreapta care nu folosesc într-o desigură. Bă, dar nu folosesc sub nicio formă dacă am văzut așa ceva. Da. Mașina este foarte confortabilă la condus. Direcția merge extraordinar de ușor la viteze mici. Se întărește pe parcurs, care viteza crește. Îmi place. Eu o să-mi cumpăr un Golf. Chiar dacă am mai avut un Golf 5.1.4 TSI la un moment dat cu 170 de cai putere supraalimentat prin turbină și compresor, o să mă întorc la varianta Golf, dar varianta hibridă. Eu personal, pentru mine, pentru ceilalți prieteni ai mei și cunoscuți, i-am sfătuit întotdeauna să-și cumpere un Volkswagen Golf. Pentru că este o mașină corectă, este o mașină decentă, este o mașină care îți oferă și spațiu în interior, și spațiu de portbagaj, și tot ce ai nevoie în orice anotimp. Credeți-mă că nu vorbesc prostii, am mulți prieteni, multe cunoștințe care au folosit modelul acesta, nu neapărat Golf 7, că a fost Golf 5, că a fost Golf 6, că a fost Golf 4 și au fost foarte mulțumiți de alegerile făcute. Acum, dacă ne dorim mașini mai mari, mai scumpe și așa mai departe, da, clar, Golful nu intră în această categorie, dar pentru o mașină decentă și corectă, pentru un om mai cinstit decât mine însăși, puteți apela cu încredere la varianta Golf. În ce nivel de echipare vi se potrivește vouă cel mai bine, e foarte important să știți ce vreți să faceți cu mașina, care sunt activitățile dumneavoastră, care este destinația ei, oraș sau majoritar în afara orașului, destinația mașinii, și atunci puteți să vă alegeți o variantă pentru nevoile dumneavoastră. Acesta a fost episodul de astăzi. Dacă... Ce nu ți-a plăcut, mă? Trebuie să zici un lucru. Ce nu mi-a plăcut? Bă, dar nu, la asta îmi place tot, mă, frate. Nu-mi place motorul, frate. Nu, eu mi-aș lua o mașină mai puternică pentru mine. Nu mi-ar ajunge 130 de cai, pentru că eu o folosesc și în afara orașului și pe vremuri, că mi-aduc aminte iarăși din tinerețea mea, veneau oameni și mă întrebau, domnule, ce să-mi cumpăr, domnule, GTI sau GTD? Sau GTI sau GTD? Sau... cum vreți voi să le pronunțați, mărcile astea, că toată lumea mă nebunește, că ai zis nu știu cum, că ai făcut nu știu ce, în sfârșit. Da, și mă întrebau, domnule, ce să-mi aleg, domnule, dintre astea două, că sunt la același preț, una are 170 de cai, una are 200 de cai și nu știu ce să-mi iau, domnule, nu știu ce să fac. Și atunci Daniel le punea următoarea întrebare și zicea așa, domnule, tu când te duci la Brașov, pe unde te duci, domnule? Pe DN1 sau pe cheia? Și oamenii spuneau, domnule, pe DN1, ia GTD, frate. Pe cheia, ia-ți GTI, frate. Deci de asta spun, pentru mine, mașina asta trebuia să aibă mai mulți cai. Nu-mi place că are doar atâția. Dar dacă o folosești exclusiv în oraș și așa, cei 130 de cai fac serviciu perfect, super perfect. Nu știu, să fiu super cârcotaj, nu are ce să nu-mi placă, pentru că eu consider că Volkswagen, pentru mine, raport preț-calitate, este cea mai bună mașină. Ce să nu-mi placă? Că nu e GTI sau GTI. Sau GTI, cum o să-mi iau eu. Vă zic la revedere. Cu această ocazie ne vedem la următorul episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut amuzant, dacă nu cel puțin util. Dacă considerați că a fost interesant, frumos, ați râs măcar în colțul, sau măcar în voi, că eu mă mai uit la filmulețe, știi? Mai stau pe telefon așa, autist, și râd, știi? În mine e o petrecere nebună, dar Alexandru, ce faci? Nu, mă uit aici, dar în mine e... știi? Se întâmplă lucrurile astea. Like, share și subscribe, frate.